Salutare, lumea, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră minunată de GTA Online. Dacă mai doriți episodul, v-aș ruga să nu uitați să apăsați pe acel buton de like și astăzi facem o cursă nebună rău de tot. Și bineînțeles că betul meu o să-l pun pe mine. 1000 maxim, ok, nu pot să pun din păcate mai mult. Dar o să-i dăm ready to play. Suntem gata, am placed, cum adică am placed? Îi dăm, tu confirm, gata. Ne-am și confirmat betul. Jucăm doar cu o singură persoană pentru că absolut nimeni nu se mai joacă curse pe GTA. Asta este destul de trist. Din fericire este român tipul care a picat aici. Îl cheamă Silviu Banditul. Hai să vedem, Silviule, de ce ești tu în stare. Deci jucăm cu român complet random. Hai mă, tată, să vedem care este treaba. După cum puteți vedea, asta este mașina pe care o să facem astăzi cursa. Văd că accelerează Silviu Banditul, dar nu-l voi lăsa să mă depășească. Mulțumesc de boost. Aș dori și eu să opresc radio-ul. Ce? Silviu! Băi, banditule! Stai puțin, cum îți permiți tu să te pui în fața mea? Cum îți permiți? Zi, mă, ce mi-a făcut! No way! Nu trebuia să mă bag așa. Oh my god, un început foarte, foarte, foarte prost. Nu știu dacă mai am cum să mai recuperez. Decât dacă este o curbă periculoasă la un moment dat și poate cumva să cadă. Dar așa are level 300. Deci nu știu sigur ce să spun. Cred că este destul de priceput. Oh my god, nici nu mai văd. E în tubul ăla. Oh shit. Ok, ok, ok. Te-am prins, Silviule. Te-am prins, de fapt, nu te-am prins, glumeam, ești foarte departe de mine. Dar nu e nicio problemă, fraților, trebuie să testăm și noi harta. Plus că mi s-a părut super, super amuzantă că nu o facem cu mașini de curse. Uitați-vă și voi ce mașină avem. Ce ăsta, Trabant? Cred că este un... nici nu știu dacă e Trabant, mă rog. Nu știu dacă am făcut bine că am luat-o pe aici. Mamă, îi mai duci cu drifturi, cu alea. Muzica devine în ce în ce mai intensă. Frățicule, mai așteaptă-mă și pe mine. Tu chiar vei să câștigi asta? Vino încoace, tată. Vino încoace. Mamă, ok, cursa asta e mult mai lungă decât m-aș fi așteptat. Trebuie să trecem pe aici. Silviu Banditul, ce-ai făcut, mă? N-am nici cea mai mică idee cum naiba l-am depășit. N-am nici cea mai mică idee. What? Căzuse omul pe acolo? De-a rămas așa în urmă? Sau m-a așteptat? Dacă m-a așteptat, e super de treabă. Îl pup și îl respect. Și, fraților, ce mai ziceți? Toate bune și frumoase? Sunteți bine, sănătoși? Mulțumesc că m-ați întrebat și pe mine. Sunt sănătos, dar mă doare extraordinar de tare gâtul. Nu știu ce naiba am făcut. Mie îmi place să beau băuturile mele foarte, foarte, foarte reci. Dar, da, probabil ar trebui să am grijă cu asta pe viitor, pentru că cel puțin acum mă doare gâtul de nu mai pot. Și sper să nu fie ceva mai grav. What? Derapează mașina! Bă, Trabant nebun! Stai pe două, că n-ai trei, te rog frumos! Trabantel! Minunățel! Stai, stai pe, stai, așa frumos! Zi, mă, că e în spatele meu! Cum? Cum? Na, trebuie cumva să iau pe lângă. Oh, shit! Ok, 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 repede, repede, repede! Ne-am lovit amândoi în același timp. Nu știu dacă prin la fel de multă viteză și pe margine. Bănuiesc că da. E super aproape de mine, îl văd acolo pe minimap. Pot să mă și... Ce, bă? Bă, de unde prindem ăsta atât de multă viteză? Ia mai, dă-te undeva că... Na. Ce naiba mi-a făcut ăsta? De unde prinde așa multă viteză? Na, tot trebuie să cadă el pe undeva. Deci nu știu data trecută cum naiba l-am ajuns.
Cel mai probabil s-a lăsat, e imposibil, sau a picat pe undeva din greșeală, dar acum știe harta. Deci nu mai are ce probleme să mai întâmpine. Hai tată, vino încoace. Vino încoace, frate. Vino încoace, tată, prind viteză maximă cu trabantul ăsta. De nu iau foc roțile acum până te prind eu pe tine. Neu. No! Bă, ce știe? Ce știe martalogul? No fucking way. Oh my god, ce știe? Mamă, mamă. Ok. Ești martalog. Ești tare martalog. Bă, ce mi-a făcut mârlanul, bă, băieți. Mi-a dat-o pe cocoașă acolo. Hai că încercăm să-l prindem acum din nou. Nu știu dacă la fiecare boost de ăsta ar trebui să apeși pe W. Gen să apeși fix acum. Nu știu dacă îți dă mult mai mult. Posibil. Cel puțin așa se simte. Ok. Bucur că n-am căzut. Hai, Cristiane! Sincer, nu sunt sigur că mă ajută cu ceva să apăs pe W fix când sunt pe ele. Na, nu cred că mă ajută cu nimic. Oh my god. Mamă, și ăsta e de-abia al doilea lap, frate. Am dat 3 lap-uri că nu mă așteptam să fie atât de lungă harta. Dar consider că este mult mai ok așa. Este o cursă foarte, foarte strânsă. Și sincer, nu știu cine o să câștige. Spune-mi, te rog, că se mai împiedică sau că îi derapează mașina cumva. Please. Am nevoie de asta. Îmi derapează mie! Ce naiba? Oh my god. Te rog doar să te fulgere ceva. Să te fulgere Dumnezeu. Te bagi în fața mea, a? Ai încercat să-mi pui piedică, martalogule. Nu prea ți-a ieșit. Nu prea ți-a ieșit, mârlanule. Oh my god. Tipul ăsta e cel mai enervant. Glumesc, doar își face treaba foarte bine. Știe să joace jocurile astea. Și cumva tot el rămâne în fața mea. How? How? Păi how, mă? Cred că dacă mă duc direct în față, o să-l iau la viteză, că omul mai face stânga-dreapta. Yes! 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 No! Oh, shit! Yes! Hai, tată, că o să vină din urmă! Nu-l mai las să mă mai depășească. Nu-l mai las. E destul din spate. Mamă, ce luptă strânsă! Hai, tată, ușor, ușor, ușor pe aici, să nu ne mai rostogolim, să nu picăm cumva că s-a dus tot. Se duce tot în Dickless. Ok, ok, avem foarte, foarte mult avantaj din secunda asta. Nu știu, sincer, cum o să se mai întoarcă tipul ăsta, dar hai să nu-l subestimăm. Uite, acum am pierdut foarte multă viteză. Și omul e chiar în spatele meu în curba asta. Dar și el trebuie să piardă viteză. Adică n-ai cum să faci curba aia cu toată viteza aia. Come on, dude. Ok, e super aproape. E super aproape și nu ar trebui să mai pierd viteză. Ar trebui să mă concentrez super, super mult aici și să nu fac viraje aiurea. Să nu pierd din viteză. Dacă îi dai pur și simplu în față, dacă accelerezi în față și atât, prinzi multă viteză. Nu ai de ce să pierzi viteză. Asta e sigur. Hai cu trabantul! Dă-i cu trabantul! Aici mare grijă, mare, 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 mare grijă. Mare grijă, tată. Nice, 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 nice. Ok.
Deci e super aproape de mine, îmi respiră în ceafă omul. Doamne, și dacă drapez cumva pe aici, nu știu ce fac. Nu știu cât de aproape e de mine în secunda asta, am uitat pe ce tasta apăsam. No! Pot să nu drapez acum la final? Te rog mult de tot! Vreau să câștig! Te rog mult de tot, nu mai drapa, trabant obosit ce ești! Yes! Este, tată! Nu pot să cred cum naiba am câștigat cursa asta. Cel mai probabil m-a lăsat omul. Nu știu cum am revenit. Deci era atât de departe omul. N-am nici cea mai mică idee cum naiba am revenit în cursă, dar cumva, cumva am câștigat-o. Am și paria pe mine. Deci foarte, foarte frumos. Am cucerit noi niște bănuți, niște levelași. Boom! Level 18. Exact ca vârsta mea. Îți mulțumesc foarte mult, Silviu. Silviu Banditu, că ai fost astăzi alături de mine în această cursă minunată pe GTA. Te pup, îți mulțumesc foarte mult că ai fost prezent. Nu cred că mai vrea să-i mai dăm una, dar nici eu nu mai vreau să-i mai dăm una. Deci o să mă opresc aici. Am făcut un win foarte, foarte, foarte drăguț. Nu uitați mai mult dacă mai doriți episoadele de GTA Online, să apăsați acolo pe butonul de like. Eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!